Doi tehnicieni români, Marius Macarie și câmpulungianul Bogdan Tănase, au fost acceptați ca instructori ai Federației Internaționale de Volei. Cei doi vor fi invitați la seminariile Forului Internațional pentru a ajuta la dezvoltarea jocului de volei. Ajuns la 43 de ani, Bogdan Tănase a antrenat peste hotare în campionatele din Germania și Austria și a fost selecționerul echipei naționale a Ungariei, iar în țară a fost sub contract cu Universitatea Cluj, Steaua București, meza Zalău și Naționala de Tineret a țării noastre. În prezent, fiul profesoarei Caterina Tănase este antrenor secund la Dinamo București.